O barcă cu migranți s-a răsturnat pe Dunăre. Polițiștii de frontieră din Mehedinți au salvat 9 persoane după ce strigătele oamenilor din barcă au alertat autoritățile. În embarcațiune se aflau 18 oameni, 16 migranți și 2 călăuze. Au plecat din Serbia, însă la scurt timp în embarcațiune a început să intre apă. Căutările continuă și pentru salvarea celorlalți oameni care se aflau în barcă și nu au fost găsiți. Polițiștii de frontieră au intervenit cu 2 embarcațiuni rapide, fiind salvate 9 persoane care se aflau în pericol de înnec. Imediat, polițiștii de frontieră au intervenit cu 2 embarcațiuni rapide, fiind salvate 9 persoane care se aflau în pericol de înnec. Persoanele salvate, 8 cetățeni afroasiatici și un sârb aflate în stare de hipotermie, au fost transportate cu ambulanțele la Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin pentru îngrijiri medicale. Acestea au fost evaluate din punct de vedere medical ulterior, fiind plasate într-un centru de carantină de pe raza județului Mehedinți. Din primele verificări s-a stabilit că în barcă se aflau 18 persoane, 16 migranți cu diferite naționalități și 2 călăuze sârbe. Cei în cauză au plecat din Serbia, însă la scurt timp în embarcațiune a început să intre apa. Speriați, migranții s-au ridicat în picioare, iar barca s-a răsturnat în apele sârbești, transmite poliția de frontieră. Polițiștii de frontieră continuă căutările pe Dunăre pentru a găsi și celelalte persoane care au sărit din barcă.